Directorul tehnic al universității nu a putut fi prezent la Constanța din cauza unei probleme medicale, însă după meci a vorbit atât cu Leonard Bibirig, cât și cu tehnicianul gazdelor, Ion Crăciun. Puteam să fi jucat altfel, eu sunt bucuros că au jucat așa, au jucat deschis, au jucat la rezultat, la victorie. I-au ținut în șah 3 sferturi de meci pe cei de la Constanța, dar ăsta e riscul. Noi așa jucam odată când eram mai tinerei, pierdeam la diferențe foarte mari. Tocmai pe acest joc deschis, fără dorință de a conserva o diferență mai mică între noi și ei, conștient că pierde. Nu, s-au dus la victorie și asta e bine, ca și pregătire vorbesc. Ca rezultat, evident, nu-ți place când pierzi la 10 goluri. Managerul universității a admis că forța echipei sucevene a avut de suferit din cauza lipsei lui Adrian Chiruț. Nu putem încă să ne pronunțăm așa că, indiferent care ar lipsi, nu contează. Contează, pentru că pe postul pe care joacă Chiruț acum, a jucat la înaintea lui Bursuc, deci... E cu atât mai greu să joace Mitrea un meci întreg conducător de joc și cu randament foarte bun. E greu de așteptat așa, sau nu putem spune că așteptăm așa ceva de la el. Și nici el nu cred că așteaptă așa ceva, dar pentru moment astea sunt soluțiile pe care le avem la îndemână. Cei mai buni marcatori ai universității în meciul de pe litoral au fost Dediu și Gavriloaia, ambii cu câte 6 goluri. Ciobotariu și-a trecut în cont 5 reușite, iar A Catrinei a punctat de 4 ori.